și să vedeți voi de mâine că o să se însereze și mai devreme. Este weekendul în care trecem la ora de iarnă. Avem întuneric începând cu ora 5. Nopțile acestea lungi ne țin în casă și cum să omorâm plictiseala și lipsa de entuziasm și de activitate, dacă nu cu mâncare. Vă provoc astăzi la o discuție despre alimente și bună dispoziție, pentru că trebuie să recunoaștem această capacitate a mâncării de a ne da stare de bine. Și atunci vreau să vă întreb și pe voi, ce mâncați când sunteți triști, plictisiți, eu știu, supărați, și cum vă ajută mâncarea să vă recăpătați bună dispoziție. Pentru că, da, chiar are acest rol și există alimente care sunt recunoscute ca fiind antidepresive. Avem și un telefon 0372 069 599. Vă aștept să intrați în direct și să discutăm despre ce ne face bine la suflet. Și am să încep. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Și am să încep eu, ca de obicei, spunându-vă că avem câteva substanțe cu efect eficient și pozitiv pe buna dispoziție. Unul dintre ele, probabil că ați auzit vorbindu-se, este serotonina. Este o substanță care, atunci când nu mai are nivelul optim la nivelul creierului, dă depresie. Și atunci, tot ce este bogat în serotonină sau tot ce ajută la creșterea producției de serotonină ne dă stare de bine. Cine credeți că este alimentul care este capabil să crească serotonina? Ei bine, nu întâmplător, ciocolata. Ciocolata este un produs premium când vine vorba de dulciuri. Bobul de cacao are nenumărate substanțe cu efect, cu efect pozitiv pe psihicul nostru și din acest motiv este o plăcere sau un viciu care trebuie încurajat, cu condiția ca să fim atenți ce ciocolată mâncăm. Uitați-vă pe ambalaj, veți constata cu surprindere că peste 80% din ciocolata de la raft are ca prin cuvânt la ingrediente zahărul. Și atunci nu trebuie să mâncăm zahăr colorat cu cacao, ci trebuie să mâncăm de adevăratele ciocolată. E adevărat, ciocolata neagră nu este atât de dulce, dar este sănătoasă. Și atunci gustul se mai și educă, mai învățăm să ne placă ce ne face bine. Deci vă recomand să folosiți ciocolata neagră pe post de produs antidepresiv și chiar funcționează. Bineînțeles, și cantitatea trebuie să fie una moderată. Doza optimă, doza recomandată de ciocolată ar trebui să fie de 2-3 pătrățele, adică undeva în jur de 100 de calorii. Nu mâncăm toată tableta, mai ales că acum industria alimentară ne ajută să fim moderați. Am observat cu surpriză că tableta de ciocolată nici măcar nu mai are 100 de grame, are 80 de grame, este din ce în ce mai subțirică, tocmai ca să ne îndemne să mâncăm puțin, puțin și bun. Asta trebuie să fie deviza la capitolul ciocolată. Bineînțeles că poate să fie și ciocolată cu lapte sau, eu știu, ciocolată cu alune sau cu alte fructe uscate, însă aici doza de zahăr va fi una consistentă și nu știu dacă mai... Adică și zahărul dă o stare de bine, dar are un alt mecanism de acțiune. El anesteziază creierul și, din păcate, afectează silueta. Deci ciocolata neagră, prietenoasă și cu dispoziția și cu silueta. Avem și un telefon în direct. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Nu știu dacă mă auziți. Vă aud foarte bine! Vă aud foarte bine! Cornelia din Ploiești. Vă rog, doamna Cornelia, care este alimentul, produsul care vă face bine când sunteți... Care mă face bine, într-adevăr, ați pus punctul pe ei, este ciocolata neagră. Fiind și amară, nu pot să mănânc foarte mult din ea. Deci cam două rândulețe din ciocolată. Problema este că atât la servici cât și acasă am destul de mult de lucru, nu prea am timp să-mi omor...
pauzele cu ceva de rompit, dar și atunci când rompei, în general folosesc acele pachetele de cereale cu fructe, fructe confiate. Există și pungulițele de fructe confiate care pentru mine sunt delicioase. Nu fac exces de ele, dar spre nefericirea mea trebuie să recunosc că mai mănânc când și când, știu, nu-mi face bine, că sunt hipertensivă. Există porumb cu la cuptor sărat. Cu sare, porumb sărat, prăjit și sărat. Da. Da, așa, prăjit și sărat, dar nu mănânc foarte mult. Aici este problema, doar cât să mă amăgesc puțin. E, doamna Cornelia, atunci lăsați-mă să vă ajut și să vă completez sau să facem o mică analiză a ronțăielilor dumneavoastră. Haideți să o luăm cu ciocolata. Foarte bine că e neagră și că nu vă tentează să mâncați multă. Să știți însă, la capitolul ronțăiele, aici este o nevoie a noastră de a ne calma și avem nevoie ca ele să fie crocante. Deci ronțăiele trebuie obligatoriu să fie crocante, indiferent că sunt dulci sau sărate. La capitolul dulce avem biscuiți, eu știu, napolitane, tot ce conține zahăr. La capitolul sărate avem stixuri, chipsuri, covrigei. Pot să vă spun așa ca mic secret, am făcut o analiză clară la conținutul de calorii și pot să vă spun că cea mai nevinovată ronțăială, dragi ascultători, sper să vă placă, sunt pufuleții noștri românești, care înseamnă, de fapt, mămăligă expandată cu aer și cu foarte puțină grăsime, sau varianta americană popcorn, da, deci tot porumb expandat cu aer și un pic de grăsime, dar pufuleții bat popcornul, sunt mai puțin calorici, din nou cu condiția să-i mâncăm, așa să spun, pendelete, da? Să-i ronțăim unul câte unul și ni se pare că am mâncat mult, dar de fapt înghițim mult aer. Avem această ronțăială permisă mai bine decât fructe oleaginoase, atenție mare la nuci, semințe, alune, migdale. Dacă ronțăiți o pungă de 100 de grame, aveți 600 de calorii într-un pumn plin, lucru care nu ajută silueta. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Să ne întoarcem la lista noastră de alimente antidepresive. Tot vorbeam de serotonină. Ei bine, avem alimente care conțin în mod natural serotonină. Și aici vorbim despre un fruct de sezon, care din fericire îl găsim, iată, în orice moment al anului. Vorbesc despre banane. Deci considerați banana, pe lângă, eu știu, faptul că are multe minerale, potasiu și magneziu, are amidon care ține de foame, este parfumată, vedeți-o ca pe o sursă de serotonină, este un aliment optim pentru serile lungi de toamnă-iarnă. Ceva mai tradițional românesc și tot cu serotonină în mod natural sunt prunele. Nu întâmplător erau fructele pe care bunicii noștri chiar le uscau pentru iarnă, că nu aveam supermarket și nu le aveam tot timpul prezente pe raft, fie că e compot de prune, fie că erau prune uscate, și prunele ne sunt prietene. Avem avocado și ananasul, alte două produse cu serotonină, deci puteți să le includeți în meniu, chiar funcționează și de ce nu să primim și o doză de bună dispoziție. Tot la capitolul alimente care să ne bine dispună, mai vreau să vă aduc în atenție o combinație din nou românească și pe care poate pe motive de siluetă am evitat-o, brânza cu pâine. Ei bine, dragii mei, eu aș putea mânca brânză cu pâine toată viața și să nu mă plictisesc. De multe ori renunțăm la pâine crezând că a mânca brânza goală, eu știu, e mai puțin periculos pentru siluetă. Brânza oricum are, nu dublu, dar oricum cu 30% mai multe calorii decât pâinea, deci în combinația asta nu brânza îngrașă cel mai tare, brânza îngrașă cel mai tare, nu pâinea. Însă e foarte interesant mecanismul prin care această asociere ne dă stare de bine.
Avem în brânză acești aminoacizi care dau stare de bine și în momentul în care o punem lângă pâine, e bine, pâinea fiind un carbohidrat, da, produs făinos, determină sinteza de insulină în sânge. Foarte interesant, insulina lasă cale liberă serotoninei să ajungă la creier, pentru că altfel există o competiție între serotonină și dopamină, două substanțe care ne dau, să zic, dispoziție opusă. Și atunci, dacă insulina blochează, sau mă rog, lasă calea liberă pentru serotonină, brânza în combinație cu pâinea are un efect din acesta potențat, eficient, la capitolul bună dispoziție. Deci nu vă mirați că vă și place, este normal să vă placă, brânza cu pâine este delicioasă. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Și continuăm lista cu alimente delicioase care ne dau bună dispoziție. În carnea de curcan este singura dintre varietățile de carne în care avem prezent triptofanul. Este un precursor pentru serotonină, așa că țineți-l și pe el aproape. Trebuie și el inclus în meniul de toamnă-iarnă, tocmai pentru că are această capacitate suplimentară de a ne da bună dispoziție. Din punct de vedere substanțe și biochimie am discutat. E, acum aș vrea să deschid subiectul apropo de plăcerea care vine dintr-o altă caracteristică a mâncării și anume consistența. Poate v-ați dat seama, poate v-ați simțit vinovat, poate o faceți fără să știți, tot ce este cremos face bine la creier. Am văzut întotdeauna în filmele americane cum, eu știu, doamnele triste, seduse și abandonate sunt în fața televizorului cu un recipient, cu o găleată mare de înghețată și mănâncă și plâng și iar mai mănâncă un pic de înghețată. Ei bine, înghețata este prin definiție alimentul împotriva suferinței sufletului. De ce? Pentru că are consistență cremoasă. Bineînțeles, înghețata corect consumată ar trebui să fie ușor topită, da? Deci o scoateți din congelator, o lăsați câteva minute la temperatura camerei și o mâncați când devine cremoasă. Sau în varianta în care aveți toată cutia în mână, veți vedea că ea, paradoxal sau surprinzător, este cu atât mai bună abia la sfârșit, da? Când cutia s-a terminat și când înghețata era și ea topită într-un mod optim. Înghețata impresionează, să spun, sistemul nostru nervos. Consistența cremoasă stimulează o zonă din creier care este comună cu zona stimulată de bucuriile mari produse, eu știu, de îndrăgosteală sau de câștigul la loto sau de câștigul unei sume mari de bani, așa, picată din cer. Nu știu cât de des ați pățit cu să câștigați la loto sau să câștigați bani mulți din senin, însă, dacă n-ați pățit asta, vă stă la dispoziție cutia de înghețată, ușor topită, care să vă dea această bună dispoziție. Tot alimente cremoase, bineînțeles, vorbim de frișcă și asta știm că frișca în orice dulce aduce o plăcere suplimentară. Mai vorbim de smântână. Din nou, smântâna pusă pe o bucată de pâine bine coaptă și cu un pic de sare poate fi o combinație bună pentru dispoziție. Banana coaptă și ea, vă spuneam, pe de-o parte are serotonină, pe de-o parte, când este coaptă, este moale și cremoasă și din nou face bine. Brânzeturile franțuzești, acelea care le știți că sunt ușor mucegăite și cu consistență cremoasă și ele contribuie la bună dispoziție. Deci tot ce e cremos, somptuos și dacă se poate și un pic dulce, ne dă stare de bine. Țineți cont de asta ca să vă simțiți mai puțin vinovați când vi se întâmplă să vă răsfățați cu altfel de produse. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM.
Dragii mei, vă aștept să intrați în direct și să îmi împărtășiți care sunt produsele care vă fac vouă bine, și la dispoziție și la suflet. Avem 0372, numărul de telefon 0372 069599. Sunt aici și vă aștept în direct ca să discutăm despre alimentație și starea de bine. Ne așteaptă un sezon în care, iată, nopțile vor fi din ce în ce mai lungi. Acum încă ne bucurăm de o temperatură, să spun, primăvăratică sau chiar de vară, și frigul încă nu ne-a afectat, dar în momentul în care va fi și frig și noapte, cu siguranță ne va fi mai greu să rămânem la cote maxime cu starea de bine. Avem nevoie de mâncare, să mai uităm de tristețe. Avem un telefon în direct. Bună seara! Alo! Bună seara! Sunt mâinile! Bună seara! Nu v-am mai auzit de ceva timp. Și nu pot, ca să spun așa. Așa. Și... Vă rog. Cutariu George de la Buzău, din satul Colțeni, comuna Cozieni. Vă rog, domnul George, în seara asta discutăm despre mâncare și starea de bine. Dumneavoastră, ce mâncați ca să vă simțiți bine? Cel mai bine, știți ce mănânc? Vă spun sincer. Vă rog. Cârnații și micii și brânza de oaie. Astea îmi plac cel mai mult. Cred. Și mâncați brânza și cu pâine? Mâncați brânza cu pâine sau goală? Sau cu mămăligă? Cu mămăligă, și mai ales mămăliga făcut la cuptor cu ouă, cu brânză. Aveți un meniu delicios și sățios. Știu că... Să știți, și vă aștept aici, stimată doamnă, pe la Buzău, la munte. Mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație. Și eu sunt de undeva de lângă munte, de la Câmpina, aici aproape de Valea Prahovei, și recunosc că nicăieri nu e ca la munte. Deci o mare iubitoare de munte. Mai avem un alt ascultător alături de noi. Bună seara! Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Vă rog, doamnă, ia spuneți-ne, împărtășiți-ne, ce anume mâncați dumneavoastră ca să vă fie bine și să vă dea bună dispoziție? Vă spun sincer că mănânc tot ce am fost obișnuită să mănânc din copilărie. Adică? Adică și șunculiță în loc de mezeluri. Pentru prima dată am mâncat mezeluri... Cred că pe la 12-13 ani. E bine așa, că înseamnă că ați avut o copilărie sănătoasă. Da, și ați fost... Ați crescută de bunici. Așa. Crescută de bunici, da, și așa. Uf, mă aude toată lumea acum, nu? Păi, da, cum? Așa, au fost două bucățele de cârnați. Noi stăteam la casă, între timp ne-a fost demolată casa, așa. Și acești doi cârnați au fost înveliți într-un ziar, Scânteia, așa era pe atunci, și ne-a aruncat vecina de lângă, de la un bloc, o casă de asta așa, de protocol a primăriei, într-un ziar, da. Bunica mea i-a luat, ne-a prăjit că, na, eram așa. Dar după aceea a spus doamna Basarab, niciodată să nu mai dai la copiii mei așa ceva. Era o perioadă în care nu se găseau de niciunele și atunci era o mare... Nu știu, eu acum am 60 de ani. Și întâmplarea asta a fost acum 50 de ani, poate și mai bine. De-aia spuneți-mi, la capitolul răsfăț, că toți spuneați că ați fost crescută de bunici, ce vă dădea bunica când voia să vă resfețe? Gogoși. Așa, doamnă, vedeți? Orez cu lapte? Gogoși. Uitați că gogoși, la mine a fost orezul cu lapte, să zic așa, și care se lipea de cratiță și se... Da, și grisul. Și așa, grisul, exact. Peste care ne punea zahăr ars. Ați văzut? Iată, astea erau alimentele care ne dă un fel de comfort food, așa, pe stilul tradițional, da, românesc. Da, nu foarte des. A, nu foarte des. Păi nici carnea nu era foarte des, nici zahărul, da, nu era că, des. Bunica ținea un post foarte strict.
Și dacă tot vorbim de post, în curând o să avem și subiectul acesta când ne apropiem de postul Crăciunului, puțină lume știe că în post deslegarea la ulei și vin era extrem de rară și atunci postul cu adevărat ținut ar trebui să nu ne aducă în alimentație o cantitate mare de ulei vegetal, de prăjeli, deși postul trebuie, să zic așa, un pic cu echilibru și cu măsură, fără multe produse din soia, ci mai degrabă pe tradiția românească, o zacuscă, un ghiveci de legume, lucruri care să fie bazate mai mult pe legume și fără un exces de grăsime, că atunci e păcat de ficatul nostru sărac, un loc să-l ajutăm, mai rău îl îngreunăm. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Dragii mei, în continuare discutăm despre alimentație și bună dispoziție. Puteți intra în direct cu mine la 0372 069599 ca să-mi spuneți care este alimentul vostru de răsfăț, comfort food-ul, cum ar spune americanii, pentru că dincolo de compoziția nutrienți, dincolo de numărul de calorii, mâncarea are și o componentă emoțională și atunci foarte multe din produsele și preparatele care ne dau stare de bine sunt legate de amintirile noastre și de un anumit context, o anumită conjunctură în care le-am consumat, iar ele ne pot da această stare de bine măcar prin rolul lor de a ne aduce înapoi în timp, da, și ne dau amintiri frumoase și emoții plăcute. Asta era întrebarea mea. Vouă ce anume vă dă stare de bine, chiar dacă, iată, are zahăr și calorii multe? Bună seara, avem un telefon în direct. Bună seara. Alo, bună seara. Doruna. Vă rog, sunteți în direct pe frecvența gustului, vă rog. O senzație de bine și în copilărie. Și eu sunt de la țară, din zona de munte, din Dâmbovița. Mâncam carne foarte rar. Așa. Dar cel mai mult dimineața, când mama se scula de la 5, noi cei trei frați ne trezeam într-un miros de omletă de ou, cu jumări de porc, cu cârnăcior afumat și mușchiuleț. Mămăliga era gata, fiindcă la noi la țară nu se mânca niciodată mâncarea a doua oară sau a treia oară. Se mânca numai mâncare proaspătă. Proaspăt gătită. Înseamnă că ați avut gătită. O mamă gospodină care chiar se trezea de dimineața să vă răspețe. Fiecare aveam un program stabilit de tata. Mama nu se băga peste noi, fiindcă eram băieți. Și mama s-a ocupat numai de gospodărie. Pe mama n-a lăsat tata nici măcar să bage lemne în casă. Noi eram cu toate treburile gospodărești și mama era în casă. Cu curățenie, cu mâncare. Iată această împărțire a sarcinilor în familie, cel puțin acum, în ultimii ani, femeile au devenit inclusiv furnizoare de financiare în familie, pe lângă copii și gătit trebuie să aducă și bani în casă, da, și numai atât de simplu să fii femeie. Și soțul stă la televizor. Au, dumneavoastră ați spus-o, nu eu. Și la capitolul dulce, ce vă făcea bun? La capitolul dulce aveam, fiindcă noi aveam vaci cu lapte și capre și ne făcea două zile pe săptămână cu lapte de capră, orez cu lapte, griș cu lapte, pâsat. Așa. În zona de munte, că dacă sunteți din Câmpina... Da, da, știu, exact. Așa obiceiuri aveam și noi, da, așa este. Aceleași meniuri se făcea și... Capacitatea laptelui de a ne liniști este una dovedită, nu întâmplător, iată, se spune dacă... Credeți-mă, eu până la 14 ani, nu știu dacă beam de două ori apă pe zi. Noi aveam un putinei, băteam mama putineiul și aveam o oră de 50 de litri de lapte bătut, care de 3-4 ori cu oala, când, după joacă, după când era sete, mai ales vara din beci,
beam câte o oală de lapte. Nu știu dacă beam apă de două ori pe zi, numai lapte. Până la 14 ani, când am plecat de acasă. Nu pot să vă spun că mi-ați făcut seara frumoasă și iată, intervenția dumneavoastră mă încântă. Sunt, din păcate, români care au nevoie de argumente acum și se întreabă dacă laptele este un aliment sănătos. Când ne povestesc la nepoți, zice că sunt povești de-astea, așa ca să-i adorm. Ați văzut? Și ne mai plăcea foarte mult untul cu ou, cu mămăliguță, cu brânză. Și eu o să încep să înghit în gol sau da, înghit în sec, nu în gol. Mămăliguța fierbea laptele în tuci și îl împărțea mama scrumul la care îl curățam ca să nu ne certăm, că nouă ne punea, când eram mai mici, ne punea cam la toți într-un castron să mâncăm. Dacă nu te grebei, nu prea mai apucai. Nu prea mai apucai. Aveam o măsuță din aceea mică, rotundă, cu trei scaune și mi-aduc aminte lui tata, îi punea pe o masă separat. Și uitându-se la noi, ne uitam și noi la el să vedem ce îi punem farfurii în straichină, că aveam straichin. Eu am 70 de ani. Să fiți sănătos, să fiți sănătos, dar tare frumos, sau cel puțin din vorbele dumneavoastră, atmosfera din casă și relația cu mâncarea se dovedește a fi fermecătoare. Iată, inclusiv aceste amintiri au rămas tocmai pentru că mâncarea are și acest rol să aducă familia împreună și să ne dea stare de bine. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Dragii mei, abia acum încep și eu să spun așa, să mă bucur de apelurile voastre și de vorbele voastre. Mi confirmați ceea ce știam deja, mâncarea are o relație specială cu sufletul nostru și trebuie să rămână așa. Bună seara, mai avem un apel în direct. Bună seara, sper să mă auziți bine, că sunt pe Carchit, în mers. Foarte bine vă auzim, foarte bine vă auzim. Vreau să spun că acum 10 ani, când m-am lăsat de fumat, când păream undeva la 75 de kilograme, ca să reușesc să îmi rețin poftă de a fuma, din păcate m-am scăpat pe la McDonald's, pe la Farnetti și în foarte scurt timp am ajuns la maxim 98 de kilograme. Acum cântăresc 90 de kilograme, mai vreau să mai slăbesc încă vreo 5 kilograme. Ce vreau să vă spun despre plăcerile care, plăcerea mea care cred că e foarte vinovată. Așa, ia să auzim. Când ajung acum acasă, cu siguranța asta nu recomand nimănui, îmi place să fac o bere rece și să mănânc câteva semințe de dovleac. Clar, nu e bine. Dar să știți că nu e nici foarte rău și mă bucur că ați adus în discuție, na, nu puteam să o fac eu ca medic nutriționist, dar mă bucur că ați adus în discuție un strop de alcool. Este recunoscut efectul lui anxiolitic, deci alcoolul ne înlătură, tensiunea, încordarea, energia negativă acumulată, însă este dependent de doză, adică are acest efect pozitiv. Cu condiția să nu consumăm mai mult de unu pentru femei sau maximum două pahare pentru bărbați. Întotdeauna bărbații au avut doze mai mari. Însă la capitolul semințe de dovleac, chiar vă felicit pentru că dintre toate oleaginoasele care sunt, să spun așa, acum la mare căutare și toată lumea le consideră alimente sănătoase de consumat obligatoriu, semințele de dovleac, astea românești tradiționale, cel puțin pentru domni, au chiar și beneficiul de a scădea riscul de boli legate de prostată. Deci sunt pline de nutrienți, un fel de superalimente, iar dacă mai au și rolul acesta protector, între semințele de dovleac și cele de floarea soarelui, vă spun că foarte bine că le alegeți pe cele de dovleac. Iar la capitolul bere, dacă rămâneți la una singură și dacă asta v-a fost masa de seară, poate să fie chiar și cu efect de bună dispoziție și nici silueta să nu afecteze. Însă dacă doza crește și cantitatea crește, atunci într-adevăr puteți să vă simțiți vinovat. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Dragii mei,
Eu pe de-o parte, ascultătorii noștri pe de altă parte, v-am sugerat, v-am făcut un meniu, cred eu, de bună dispoziție. Este clar, lucrurile când sunt legate de mâncare au și acest rol de a ne da stare de bine și foarte important, în momentul în care consumăm un aliment, el trebuie să ne gândim la el cu energie pozitivă și cu bine. Au francezii o vorbă care spun, este bun de mâncat dacă este, adică bon à manger, bon à penser, adică trebuie să ne gândim la el în primul rând cu plăcere și cu bine și apoi el va fi bun de mâncat. Deci nu putem să avem acest efect de hrănire și de mulțumire a sufletului nostru și a organismului dacă mâncarea pe care o consumăm o bănuim de rele, o bănuim că este nocivă, toxică sau ne îngrașă. Trebuie, nu știu dacă religia ne învață, dar și religia ne spune să încărcăm mâncarea cu energie bună, că atunci ne va face bine. Mai avem un ascultător? Gata, suntem aproape pe finalul emisiunii noastre, așa că o să completez eu spațiile rămase libere. Vă spuneam, mâncarea trebuie să o privim cu ochi buni și să gândim de bine despre ea ca să ne facă bine. Iar la capitolul tradiții și obiceiuri, lucrurile care au funcționat de-a lungul timpului, vă îndemn să le folosiți în continuare. Și aici, pe primul loc, aș spune la bună dispoziție și consistență cremoasă, folosiți-vă de deserturile pe bază de lapte. Este foarte interesant în ce fel, că e gris cu lapte, că este orez cu lapte, că sunt clătite care tot din lapte le facem sau, eu știu, vreo budincă și vreo cremă cu ou și lapte. Combinația, inclusiv înghețata, combinația dintre lapte și zahăr, mai ales dacă nu suntem mai zgârciți cu zahărul, este una din care zahărul se absoarbe mai lent. Laptele are și el lactoza, o formă de zahăr care nu are putere mare de îndulcire, în schimb este, aduce acest gust dulce natural, da? Iar în momentul în care punem orezul cu lapte, deja cantitatea de zahăr poate să fie foarte mică, mai ales dacă folosiți un pic de scorțișoară, sau decât să puneți zahăr, v-aș îndemna să puneți câteva, eu știu, cireșe amare din dulceață și atunci aveți, eu știu, agentul de îndulcire este mult mai parfumat. Înghețata este și ea un aliment care poate fi consumat și în timpul iernii, deci nu este un aliment care se consumă numai vara, tocmai pentru că poate fi un desert cu puține calorii și care să dea satisfacție maximă prin această compoziție cremoasă. Italienii au mai inventat și sorbetul, este o formă de înghețată fără grăsime din lapte, deci fără lapte, doar zahăr și fructe. Este clar că tot ce este cremos ne place. La capitolul fructe, că tot vorbeam despre ronțăieli sănătoase, va fi sezonul, vine sezonul rece și putem mânca fructe uscate, însă atenție că e vorba de prune, de caise, de smochine. Fructele uscate sunt mult mai concentrate în calorii, deci rămânem tot la porția corectă, 4-5 bucăți, chiar dacă ele sunt mai micuțe. Un ultim telefon, bună seara! Telefon, bună seara! Bună seara. Alo. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Să dați un pic radio mai încet ca să nu intrați în microfonie. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Suntem mai mulți pe fir. Dragii mei, este clar, toată lumea vrea să intre în direct și să ne spună probabil care sunt mâncărurile, preparatele, alimentele care le fac bine și nu atât din punct de vedere aport de nutrienți, cât mai degrabă starea de bine pe care o simțim pentru că ceva ne-a plăcut cu adevărat. Iar partea emoțională este una indiscutabilă, ea trebuie să fie prezentă și mâncatul emoțional este un
un lucru care, pe care trebuie să-l autorizați, pentru că avem nevoie de mâncare, chiar dacă nu ne este foame, măcar pentru simplu fapt că ne face bine. Deci mâncarea ne este un prieten și ne va fi prieten și în această toamnă-iarnă, pentru că abia acum, când e noapte afară, o să avem nevoie de ceva bun. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și vinerea viitoare aici, pe Frecvența Gustului. Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.